Filmările sunt o adevărată provocare pentru cei care le fac și cei care le urmăresc. Totul presupune expunere artistică într-un decor poate nu tocmai pitoresc sau inspirat. În funcție de preferințe și situații, divertisment sau știri, cameramanii pun mare accent pe detalii. În aceste condiții, un cameraman va reuși prin filmări profesionale și filmare HD să creeze povestea subiectului respectiv. Este o meserie foarte frumoasă, întâlnită atât în cinematografie cât și în televiziune. Acum denumirile diferă. În cinematografie sunt operatorii, în televiziune sunt cameramanii. Pentru mine această meserie, de fapt, a fost inițial o pasiune. Eu nu am avut pregătire în domeniu, mi-a plăcut, am intrat în televiziune și ușor, ușor am deprins secretele meseriei. Cameramanul de platou se rezumă doar la cadre statice, pe când cel de teren are o muncă ceva mai complexă. Mulți nu știu cât de surprinzătoare poate fi această muncă, dar în același timp istovitoare și solicitantă. Eu sunt operator de teren. Asta implică să ai camera la tine, să ai setul de lavaliere, microfonul, acumulatorii și practic primul pas într-o filmare e verificarea aparatului, să știi să pleci, să ai tot ce ai nevoie, să nu trebuiască să amâni filmarea, să te întorci înapoi, să întârzi cu toate astea. Iar apoi, cel puțin așa am fost eu învățat, să discut tot timpul cu cel cu care plec la filmare, să știu ce urmează să facem, despre ce este vorba în material, pentru că noi formăm o echipă acolo pe teren și trebuie să știu și eu, pentru că acum, cum să zic, meseria asta de operator sau cameraman e o meserie subiectivă, ea nu poate fi obiectivă. Fiecare persoană, în felul ei, are o altă viziune asupra imaginii. Și atunci, eu prefer să discut cu cel cu care plec pe teren pentru a ajunge cumva la un punct comun în ceea ce privește materialul care urmează să-l facem. Cameramanul trebuie să transmită prin imaginile sale realitatea evenimentelor întâmplate, lansările de carte, prezentările de modă, nunțile, demonstrațiile sportive din aer liber, accidentele rutiere sau fenomenele naturii. Luminile, filtrele, reglajele, mânuirea camerei de filmat sunt doar câteva dintre provocările continue pentru cel din spatele obiectivului. Noi aici avem două modele de camere. Este acest care este o cameră ceva mai mică și cumva mai practică datorită ușurinței cu care poate fi manevrată, e cumva, îți permite unghiuri de filmare ceva mai ciudate decât o altă cameră mai mare. O poți strecura în locuri înguste, poți face fel de fel de mișcări cu ea și mai avem o serie de camere ceva mai mari. Tehnologia care evoluează spectaculos de repede de la an la an îi provoacă pe toți cei care au ales această meserie. De la o zi la alta, tot tehnologia evoluează spre o miniaturizare. Și atunci apar tot felul de softuri, tot felul de medii de stocare, tot felul de gadgeturi suplimentare la ce avem noi și cu ce lucrăm. Și atunci stau și caut în timpul liber, stau și caut pe internet să văd ce a mai apărut nou. Multe din camerele noi în ziua de azi permit actualizări de firmware. Și atunci apar tot felul de noutăți, softuri puse la punct, care elimină anumite erori din programare. Și atunci caut tot timpul să țin pasul cu tehnologia și să văd care este cea mai bună soluție pentru a oferi calitate. Evenimentele la care participăm fiecare dintre noi devin în timp amintirile noastre digitale. Amintiri pe care le putem păstra ani fără a ne ocupa spațiul din locuință, totul salvându-se pe harduri sau carduri.